Da. Bună după amiaza, oameni buni! Ne aflăm în direct la o ediție specială aici la Mesagerul din Neamț și Peștieri din Neamț. V-am anunțat deja, e adevărat că mult mai târziu decât credeam, dar așa se întâmplă când programul ține de traficul din România. Deci, în ediție specială, în emisiune aici la noi, în studioul de la Mesagerul de Neamț, doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă, președintele Partidului SOS România. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Mai rezistați? Mai rezistați dumneavoastră? Eu Eu rezist, rezist! eu rezist, eu Nu mai rezist. rezistă ăștia de la putere, dar eu merg mai departe până la capătul lor. Deci, doamna senator a sosit acum o oră și un pic, a fost întâmpinată de mai mulți susținători. O să apară și imagini pe site în timp ce noi vorbim. După care a ținut o conferință de presă, hai să-i spunem, neconvențională, în care presa a stat în aceeași cameră cu ziariștii și cu doamna Diana și cu Susținătorii, da. susținătorii. Bun. Haideți că nu avem ocazia să stăm acum, cel puțin, prea mult de vă rog, mai aveți program. Doamna Diana, ce căutați dumneavoastră în viața noastră? Păi cred că m-ați chemat cu toții, cred că v-ați rugat să apar. Nu știu, eu vă întreb ce căutați în viața noastră. Caut să vă trezesc, caut să vă ridicați din genunchii în care v-au pus. Îmi pare rău, eu zic să spuneți. Este un popor îngenunchiat, este un popor sclavizat, este un popor care tremură de frică, este un popor înjumătățit, jumătate din poporul român alungat în afara granițelor țării, sunt 10 milioane de români efectiv alungați, cea mai mare migrație pe timp de pace, cea mai mare natalitate în afara granițelor țării. Anul trecut s-au născut în prima jumătate a anului 73.000 de copii. Făcându-se un calcul, s-a ajuns la monstruoasa idee că în 2080, în stilul acesta, nu va mai exista nici un român în România. Și evident, va mai exista nici România. Sau poate vor veni populații înlocuitoare, Înlocuitoare, ceea că așa se ce întâmplă de Constituția obicei. României interzice. Da? Caut exact ce caută orice român. Caută identitatea, își caută tradiția, își caută rădăcinile și mai mult decât atât, caută să-și înfigă rădăcinile și să rămână aici peste veacuri. Că caut să am o țară și o națiune pentru copiii mei și copiii copiilor mei. Caut să avem o viață mult mai bună, în primul rând bazată pe un respect al instituțiilor statului față de popor. Chiar am auzit aici, era o doamnă după ce a terminat Dacă vă conferința de uitați puțin presă. în partea aceea, pe televizor, o să vedeți imagini de A, la de sosit. sus! Wow! Ia uite ce e acolo! Da. Nu m-am așteptat, sincer să Deci, fiu. de asta v-am și spus că e o surpriză. A Chiar vă filmat de mulțumesc sus. din suflet! Ce frumos! Mulțumesc din suflet! Foarte frumos! Oameni extraordinari, iubitori! Uite, doamna aceea în vârstă chiar îmi spunea, plângea. Este total nerespectată de primarul dumneavoastră. A fost dat afară, îmbrâncită. Nu i s-au primit. Nu i s-au primit cererile, n-a fost primită în audiență, aruncată pe trepte, discriminată, abuzată. Cam asta este soarta poporului român. Nu e vorba numai de femei, e vorba și de bărbați. Cu toții suntem efectiv supuși unui abuz psihoemoțional, din punctul meu de vedere, al acestei puteri, care i s-a apropiat sfârșitul după 34 de ani. Deja e prea mult, e destul, e de ajuns. Ați venit în Neamț. Din ce urmăresc eu și zic că urmăresc destul de bine fenomenul, cred că sunteți în primul județ în care ați anunțat niște candidați. Da, nu am anunțat eu, am I anunțat s-au anunțat singuri. organizația. S-au anunțat Da, singuri. mi s-a mai adresat această întrebare și la conferința de presă.
pentru că eu nu le impun cum să organizeze întâlnirile. Mă cheamă, mă duc. Indiferent cât de greu este, că am și eu copii acasă care vor să stea cu mine, unor o iau pe cea mică cu mine, alteori rămâne acasă cu băiatul meu și cu prietena mea sau cu mama când vine în România și mă ajută cât poate și ea. Dar, în general, mă duc peste tot pentru că ajut oamenii, îmi ajut oamenii, pentru că este extrem de important ca un lider ca mine, ca o persoană cunoscută atât la nivel național și internațional, cu cea mai mare cotă de încredere pe care o are un om politic, să vină și să transmită cumva, să transmute această încredere și către oamenii din teritoriu. Pentru că un partid, o mișcare, nu se poate întreține doar printr-un singur om. Evident, un singur om începe, dar ulterior avem această capacitate de a coagula și dacă Dumnezeu mi-a dat această posibilitate, acest dar, că e un dar, un har să pot să coagulez oameni și uitați-vă la ei, sunt cu totul altfel. I-ați văzut? Au o puritate pe care nu o găsești în politica românească. Peste tot unde mă duc, în organizațiile SOS România, văd acea puritate. Sunt niște reguli pe care le-am impus. Vreau să văd latura umană a omului. Latura aceea care încă s-a păstrat în ciuda tuturor vicisitudinilor și în ciuda tuturor abuzurilor și a sărăciei și a foametei și a nedreptăților și a suferinței. Poporul român, credeți-mă, este un popor care nu este iubit de politicieni. Din 2020 am observat asta, de când eram în stradă în București și veneau oameni către mine și puneau ca și acum capul pe pieptul meu și începeau să plângă și doreau îmbrățișare, pentru că puterea de la București, ca și celelalte puteri din toată lumea, îndemnau la distanțare. Nu era nici distanțare socială, era distanțare emoțională, atenție, era o distanțare inclusiv psihologică, era însingurarea. În momentul în care ești însingurat, evident că ușor, ușor te duci către dezintegrare ca om. Te duci către moarte. Poți să nu mori fizic, dar psihică mori. Asta este. Și asta am observat-o la oameni în vârstă. Și credeți-mă, cel puțin în 2020-2021, stăteam de vorbă, mă sunau oameni în vârstă la 1-2 noaptea, nu puteau dormi. Erau terifiați, efectiv, de ce vedeau la televizor. Și stăteam cu ei de vorbă și credeți-mă, au fost cazuri în care am stat 4-5 ore cu un om în vârstă sau chiar și cu tineri pe care să-i conving să nu se sinucidă. Știți ce înseamnă? Puneam și pe video să vezi un om cu un cuțit care încearcă să și-l bage în gât. Nu știai unde stă, nu știai cum îl cheamă. Ce să-i spun eu la 112? Ca la linie fierbinte, știți? Exact asta am făcut. Asta am făcut 24 din 24. Am salvat și copii de la moarte, am salvat și bătrâni de la moarte, am salvat persoane cu dizabilități care nu mai suportau, n-avea, oameni care erau în căruți și nu avea cine să le cumpere o mâncare. Și mi-au aminte că era acel, nu cred, nu avem voie să dăm nume de medicamente, dar era acel medicament pentru tiroidă care lipsea cu desăvârșire din farmacii. Mai ales din martie până în mai, 15 martie 15, când a fost starea de urgență. Eu fiind avocat aveam voie să ies din casă, oricum ieșeam din casă și n-am stat și nici nu am completat declarații și prostii de genul ăsta. Și știu că aveam foarte multe cliente farmaciste și am luat, deci credeți-mă, a fost o mișcare extraordinară pentru că mi-au dat tot ce au avut în farmacii pe gratis. Și călătoream noaptea și m-am dus în atâtea județe când nu vă puteți închipui cu pachete de medicament. Acel medicament pe care îl dădeam gratis oamenilor. Oamenii nu uită. Sau aveam cu prietenii mei grupuri în multe județe în care ne duceam și duceam mâncare oamenilor care stăteau în casă. Deci a fost o mișcare extraordinară care s-a transpus în SOS România. Doamna Diana, vă spun așa că e mai vă rog, apropiat. Toată lumea îmi zice așa, nu mă supăr. Vorbeați de partid, vorbeați că aveți capacitatea de a coagula în jurul dumneavoastră.
Venim de un partid de lider, nu? Da. Dar și liderul are nevoie Păi asta vreau să de vă întreb. oameni în Nu jur. e, nu e greu să fii tot timpul pe post de locomotivă, să te duci, să te duci, să te duci, să oamenii să vină din spate? Nu e complicat? Vorbesc din punct de vedere organizatoric. Poate este complicat pentru alții. A fi lider, să știți că nu poate fi oricine. Sunt foarte rar liderii. Iar dacă ești lăsat de Dumnezeu să fii lider, îți asumi, accepti și mergi mai departe. Nu ai voie să te plângi. E greu. Dar o fac cu atâta dragoste. Și credeți-mă că sunt atât de fericită când văd atâția oameni adunați într-un loc și muncesc și mă sună și se implică și îmi scriu, uitați-vă ce am reușit azi, am făcut ca dumneavoastră, am fost la primar, am ajutat pe X, a luat autorizația, mulțumesc că m-ați învățat. Deci eu îi învăț pe toți și le-am spus, da, cum să sunt obișnuită, eu asta fac de când mă știu. Și ca avocat am avut foarte multe cazuri pro bono. Am ajutat foarte mult persoanele fără posibilități. Am ajutat familiile fără posibilități cărora li se luau copiii. Pot să mă laud că n-am pierdut niciun caz pentru copii în viața mea. Deci, nu știu, poate privind din afară este greu, dar am obișnuit. Eu dacă nu mă duc în fiecare zi într-o altă localitate, nu e viața mea. Și singurele 2 zile care fac excepție sunt luni și marți, când eu am parlament și când trebuie să-mi pregătesc foarte bine întrebările, interpelările și declarațiile politice. Pentru că o săptămână întreagă de 5 zile se strâng toate problemele cu care sunt sesizată din țară sau din afara țării, după care eu le transpun ca un avocat foarte bun ce sunt și le transform în întrebări, interpelări și evident am declarații politice, studiez foarte mult, am foarte mulți consilieri cu care lucrez. Nu am acceptat niciodată să mi se facă speech-urile sau să mi se facă întrebările, interpelările. Cum să zic, unui avocat să-i faci tu lucrările, deja îți cade calitatea de avocat. Adică măcar atâta să fiu în stare să fac totuși. E într-adevăr în Parlament, ei nu-și fac singuri, le fac consilieri, dar și am sfatul înțelepților, cu oameni remarcabili, cum e domnul profesor Florian Colceag, antrenorul de genii, Miron Manega de la Certitudinea, profesorul Amit Titeloaie, profesor de drept constituțional. Sunt oameni extraordinari, domnul profesor Gică Manole de la Botoșani, oameni cu care eu mă sfătuiesc. Sunt peste 12 persoane în sfatul înțelepților cu care mă sfătuiesc, sunt consilier pe politică externă. Întotdeauna cer la prima ora dimineții să am Ultimele noutăți. tot și în fiecare, cum să zic, mi-au și spus, da, dai foarte multă informație, nu contează, eu am învățat, am fost învățată și de bunicul și de tatăl meu să citesc pe diagonală. Citesc de la 4 ani și scriu de la 4 ani, a fost o ambiție a bunicului meu și îi port o nețărmurită dragoste și mulțumire pentru ceea ce a făcut cu mine. Am trăit într-o familie foarte înălțată spiritual, erudită, o elită și sunt obișnuită să citesc foarte mult. Deci enorm de mult citesc și toate știrile care vin din toată lumea vreau să mi se trimită. Eu le citesc, după care încep discuția. Sunt la volan, dau pe difuzor și începem. Am citit aia, am citit aia, dar e în legătură cu aia și se uită și ei și rămân uimiți. Mă, dar de ce faci tu legăturile astea de cauzalitate? Pentru că eu sunt avocat. Eu dacă citesc tot ceea ce se întâmplă în toată lumea, pe urmă sunt ca o dronă. Văd ce se întâmplă colo, colo, colo. De aceea pot să fac analize pe care alții nu le fac. Haideți să Pentru că facem. privesc cu totul altfel Haideți să ansamblul facem niște problemelor. analize acum. Dacă tot sunt drona, Diana. Da. Așa. Haideți să discutăm un pic despre extremism. Toată Da. lumea spune așa. Nu Avem toată lumea. par. Globalii și ei. Eu zic la noi în România. Dom'le, ne comasăm să luptăm cu Asta e extremismul. PNL-ul cu PSD-ul. Deci ne comasăm să luptăm cu USR-ul. extremismul. Da. Nici măcar nu se spune care extremism. E, se știe. Azi dimineața am avut o emisiune cu cineva și i-am pus o întrebare. Domne, zice, la NATO va ajunge domnul ăla din Olanda.
Și am spus, domnule, zic, dar cum, ăla nu e extremist? Ba da, e extremist. Păi da, ăla e bun, extremist bun și noi avem extremiștii răi. Haideți să vorbim un pic despre extremism, așa cum îl vede Diana Șoșoacă. Păi hai să mergem la dicționarul explicativ al limbii române. Da? Extremismul înseamnă să te duci cu fapte abominabile care se duc într-o extremă care nu mai ține de umanitate. Adică te duci la violențe, la omoruri și așa mai departe. Nu cred că există în România, hai să fim serioși, nici măcar dintre, să zic, detractorii mei, nu cred să existe vreo persoană de care să poată să fie acuzată de astfel de fapte, de violențe extreme, de omoruri și așa mai departe. Însă, mie mi se pare că extremismul, sunt cei care acuză, ne acuză pe noi naționaliștii și pun un semn de egalitate între naționalism și extremism, sunt cei care ar trebui să se uite în oglindă și să se vadă, pentru că ei chiar sunt extremiști. Cu tot respectul, o putere care omoară oameni și aruncă în sași negri de plastic, puterea este extremistă. O putere care sărăcește populația de a ajung oamenii, nu vă supărați, sunt oameni cu ajutor de dizabilități, cu 350 de lei pe lună, ăla e singurul ajutor pe care l-au. Dumneavoastră ați putea trăi cu... Eu am făcut, credeți-mă, am făcut un exercițiu. Ați făcut exercițiu. Cum poți să... Nu există explicație și credeți-mă, de câte ori mă sună o doamnă sau un domn plângând că nu au ce mânca, imediat dau telefon la organizație, zic, vă rog frumos, faceți chetă, duceți-i să aibă o săptămână de mâncare și țineți-i sub supraveghere. Este, e mai mult, cum să zic, cred că m-am făcut mai mult un ONG din SOS România, de o acțiune, o mișcare de întrajutorare a poporului român, pentru că, vreau să, cum să zic, mergem din oameni în oameni mai înstăriți și îi rugăm frumos să ajute aceste persoane. Păi totul pornește de la primărie. Avem ajutoare sociale date pentru persoane care n-au nevoie de ajutor social, sunt în putere și trebuie să muncească, însă primarul are nevoie de voturi și îi ține acolo ca masă de manevră. În schimb, omul care nu poate munci, da? Un om cu dizabilități, un om paralizat, un om în scaun, un om fără membre, da? Sau care au afecțiuni psihice grave, ălui îi dai 350 de lei pe lună și lasă moară de foame. Este o inechitate cumplită, ceea ce înseamnă că dacă ajungi la moarte, la inaniție, da? Moartea prin înfometare, ăla este act de extremism. Să ajungi într-o țară a secolului 21, să nu ai tu apă curentă, să nu ai curent, să nu ai gaze, să ai case în care efectiv doar să intre lumina zilei, iar noaptea să stai la lumânare, există și am fost în astfel de zone. Păi ăsta este extremism. Cum vi se pare dumneavoastră ca o putere politică reprezentată de niște persoane îmbrăcate în costume de mii de euro? Credeți-mă, în Parlament mă uit și stau să mă gândesc că un parlamentar este îmbrăcat cu cel puțin 7-8 mii de euro zilnic. Scuze. E vorba de... Da, scuze. Asta este sunet. Eșarfa pe care am primit-o astăzi de la, de la cei din... E vorba de sunet. Da, scuze. La valiera cu sunet, de aceea a intervenit. Să vă spun, deci, îmi permit să spun ceva. Rog. O să punem pe toate grupurile posibile emisiunea. Este o audiență extraordinară. O să punem, când spune, mai pune și pe alte lucruri. E greu în direct să pui și pe alte lucruri. Pune după aceea. Le vom pune după aceea. Dacă nu o cenzurează și pasta. Să vă spun ceva. Sunteți într-o redacție, doamna Diana, care rezistă de 11 ani, 12 ani, fără să-și facă niciun fel de spovedanie la niciun partid. Felicitări! Asta, să vă țină Dumnezeu așa! Suntem niște oameni cu părul alb și încercăm. Felicitări! Uite, o altă formă de extremism. Cenzurarea presei. Sau necenzurarea ei în anumite cazuri. În anumite cazuri. Nu, acolo nu e vorba de necenzurare, acolo este vorba de o radicalizare a presei dusă către extremă, o extremă violentă. Mă rog. A unei libere exprimări prost, sunteți avocat, eu. Da, libere exprimări prost înțeleasă, în care
se trece peste principiile deontologice, da, ale jurnalismului, în sensul de a prezenta nu numai adevărul defăimat, dar deturnat, Denaturat. denaturat, dar defăimător. În momentul în care ai atac la persoană, insulte, jigniri, în acel moment nu se mai numește jurnalism, se numește mahalagism. Asta și e mai mult decât atât, este o defăimare pentru care instanța, să știți că dacă dai în judecată, Poate. poate aplica Poate. daune de sute de mii de euro. Și asta voi face eu față de ceea ce s-a întâmplat în ultima lună, pentru că deja s-a depășit o limită. Vorbiți de chestiunea familială. Nu a fost de familie, a fost mai mult din partid. Într-un partid, cu tot respectul, eu n-am văzut într-un statut scriindu-se că suntem soț, soție, copil, În partid. mamă, într-un partid, nu? Într-un partid sunt membri. Președinte, Da? funcții, etc. Sunt funcții. Ai un statut de respectat. În momentul în care nu respect statutul, te uiți în statut ce se întâmplă. Îl trimiți către comisia de disciplină în funcție de funcția pe care o are. Îl trimiți un organul care trebuie să-l judece, îl sancționezi. Păi îl sancționezi o dată, de două ori, de trei ori, dar statutul spune, la un moment dat, dacă treci prin toate sancțiunile, nu-ți mai rămâne decât excluderea. Deci, de aici până la ajunge la a defăima o persoană. Ce persoană? Femeie. Femeia care se spune că e cea mai puternică din România. Femeia de oțel a României. Da, am arătat că sunt de oțel. Trec mai departe de aceste lucruri pentru că nu mă pot coborî la nivelul de cancan și mahalagisme care îi caracterizează pe unii care nu se pot înălța decât călcând în picioare profesionalismul și munca altuia. Aș vrea să văd, de exemplu, în astfel de situații când sunt persoane care mă denigrează pe mine sau sunt prezentate no-name-uri, persoane necunoscute, da? Fără notorietate, ați văzut că își capătă notorietatea asociindu-se cu numele meu, înjosindu-mă pe mine sau încercând să mă insulte. Eu aș vrea să-i întreb, care sunt meritele voastre în viață? Ce ați făcut în viața voastră? Care sunt atribuțiile pe care le aveți în calitate de persoană fizică, dar și ca profesionist? Care sunt succesele voastre ca profesionist? Ce ați făcut voi pentru România? Care sunt meritele voastre? Asta atunci da, să te îmbogățești și să ajungi notoriu pe propriile tale merite, pe numele și renumele tău, pe munca ta, pe toate acțiunile tale, da. În rest, pentru toți ceilalți care se urcă pe umerii mei în speță și încearcă să-și capete o notorietate, nu pot să spun decât că sunt niște neterminați din punct de vedere educațional, nu mai vorbim ca bărbat. Ca bărbat să faci acest lucru te desființează. Nu poți să fii bărbat. Bărbatul trebuie să respecte femeia. Bărbat mai ales e luna martie, luna femeii, da? În momentul în care nu respecti o femeie, păi nu-ți respecti nici mama și nici mama copiilor tăi. E o mare problemă. Să știți că este o chestie generalizată la nivelul României. Există un misoginism care depășește, să știți, depășește 55% în România. E grav. E foarte grav. Și asta e o tară de educație. Pentru cei peste 1100 de oameni care sunt în direct în Îi momentul salut cu drag. acesta, mulți mă întreabă și ei știu că în emisiunea asta noi căutăm să discutăm și despre soluții. Deci, sunteți liderul unui partid care contestă actualul sistem, actualul cod de valori politice din Nu România. există cod de valori Îi la spunem, ăștia. De non-valori. ați observat că am spus cumva De cu ghilimele. non-valori. Care sunt soluțiile SOS-ului în... Nu vorbesc de politică acum, că în politică acolo discutăm altceva. Eu vorbesc de soluțiile acelea economice care să-l facă pe omul cu 300 de lei, ați spus 50 ceva de lei, să poată trăi în România în mod demn. Sau, mă rog, aproape demn. Care sunt soluțiile pentru economia românească? Pentru agricultura românească? Care sunt soluțiile să mergem înainte până la urmă?
Păi noi mergem Și nu la înainte, nivel dar declarativ. nu. Noi mergem înainte, dar mergem înainte prost spre o pantă descendentă, că tot înainte, că nu ne întoarcem. Foarte puțini jurnaliști, aproape deloc, au urmărit luările mele de poziție, declarațiile politice, comunicatele de presă ale Partidului SOS România, le găsiți pe toate pe site-ul sosro.ro, în care am adus astfel de soluții în atenția prim-ministrului. Poate puțină lume știe că acea lege, acea ordonanță de urgență cu limitarea cash-ului a fost abrogată datorită intervenției Da, mele și a este adevărat. Partidului SOS Este România. adevărat. Pentru că în momentul acela am fost în audiență la Ciolacu, iar eu am scos toate organizațiile Partidului SOS România în stradă, în fața primărilor și prefecturilor. Lui Ciolacu nu-i plac chestiile astea. Și făcând o presiune, evident, i-am depus și un memoriu cu toate dispozițiile legale încălcate, cu consecințele de rigoare. Mi-a și spus, bine, o să renunțăm la acest lucru și așa a și făcut. Ulterior, faceți-mi aminte, venea peste o lună Crăciunul și românii erau amendați dacă își tăiau porcul în bătătură și îl vindeau. Au fost două persoane amendate cu 6.500 de lei, niște oameni în vârstă, care, doamne, și crescuseră un porc să-l vândă. 6.500 de lei înseamnă vreo 3-4 porci. Da, evident. Mă rog, da, așa e, că era vreo 2.000 de lei un porc, așa este. Și m-au sunat oamenii. A doua zi dimineață, după ce am făcut acea declarație politică că suntem în legitimă apărare și dacă intră pe proprietatea noastră le rupem picioarele, ceea ce e dreptul nostru, ANSVSA-ul la ora 8 dimineață a ridicat interdicția de vânzare a porcilor din bătătură și ridicata a rămas. Și aceea cu producția țuicii și a horincii. Deci se poate, da? Bun. Agricultura. Știți foarte bine protestele fermierilor preluate de către PSD și PNL. Am văzut comunicatul dumneavoastră în sprijinul fermierilor, da. Dar aș vrea niște lucruri. Da. Problema fermierilor în România este o problemă indusă de către putere prin acordurile pe care le-a semnat la Comisia Europeană. Atenție! Vorbind cu europarlamentari din alte țări, mi-au zis așa, că nu e vina Comisiei Europene sau a Consiliului Europei sau a Parlamentului European, ci este vina reprezentanților noștri. Noi avem reprezentanți, niște comisari europeni. Ne aducem aminte ce a făcut Cioloș prin 2009. El a fost comisar de agricultură. Da? El a ajutat foarte mult agricultura franceză în detrimentul agriculturii românești. Și nu numai românești, că mai erau câteva. Dom'le, pe mine mă interesează România. Am, da? Înțeles, corect. Bun, eu de România vorbesc. Și a ajutat Franța, soția lui, am înțeles că este franțuzoai, că el are foarte mari legături cu Franța. Acele avantaje pe care le-a creat Franței putea să le creeze agriculturii românești. De ce noi nu putem să ne ajutăm, de exemplu, crescătorii de animale, în timp ce Ungaria, și l-au pe Victor Orban, și atenție, nu mă poate acuza nimeni că am vreun party pric cu Victor Orban, când se știe ce comunicate i-am transmis, da, cu privire la acțiunile sale iredentiste și șovine din Ardeal. Dar pentru Ungaria, Victor Orban este o mană cerească. Este un naționalist care ține cu țara lui și care se zbate pentru țara lui. Deci, toate aceste norme care se aplică Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Spaniei, de ce nu se aplică și în România? Pentru că în România avem oameni total nepregătiți, iar cei care sunt pregătiți, sunt pregătiți să trădeze. Pentru că sunt în slujba altor națiuni pe care le reprezintă. Nu vreau să ajung la acele lucruri pe care eu le-am spus de nenumărate ori că sunt în sprijin unor servicii secrete străine, pentru că sunt. O să-mi cereți dovezi. Asta evident. Era. Știți foarte bine, ca parlamentar, eu am acces la niște lucruri pe care eu nu pot să vi le dau. Dar eu am acces la niște documente la care alții nu au. Mai mult, pentru cine cunoaște politică, știe foarte bine cum funcționează. Domne, serviciile nu sunt rele. Orice stat, ca să existe, trebuie să aibă servicii secrete, dar care să apere
națiunea respectivă și statul respectiv. Din păcate, o parte din serviciile noastre sunt afiliate altor țări. Noroc că mai există o parte din serviciile noastre, că de-aia ne mai menținem și mai supraviețuim. Dar de la momentul în care fermierii noștri au fost atrași în cursa PSD-PNL cu căciulații care făceau pe mari lideri de proteste, da? Care acum și-au făcut partidul și se duc pe la toți și cer să se înscrie în partidul lor, ca să înțelegeți unde s-a dus. Acum, de exemplu, sunt vreo 10 fermieri care au revenit la afumați. M-au sunat. Doamna, ajutați-ne! Eu am tot fost plecată. Ba Italia, ba aici. Le-am spus să-mi trimită punctele lor de vedere, pentru că sunt nemulțumiți. Ei au avut vreo 80 de solicitări, din care s-au adoptat vreo 2-3. Și ce? Păi cum îi dai tu 100 de euro pe hectar? 100 de euro pe hectar e 12% din ceea ce are el nevoie. Cine? Nu s-au făcut irigații. Au fost în fonduri europene care se pot atrage și a se fac aceste irigații. Am ajuns, atenție, să avem niște ordonanțe de urgență făcute de Guvernul României, chiar acum luni mi se pare că a trecut prin Senat. M-am opus. Zice, cum puteți să spuneți? Îi spun așa. Din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia, seceta a distrus culturile agricole. Dom'le, suntem nebuni? Adică războiul ăla a oprit precipitațiile? Ca să mă întrebați, zic, dom'le, voi realizați ce scrieți în preambulul unei ordonanțe de urgență? Dom'le, rămâne în posteritate. O să râdă urmașii noștri de ceea ce ați putut să scrieți, inepțiile acestea. De ce? Pentru că trebuie să dăm dovadă de un servilism exagerat, extrem, nu extremist, extrem. Ajunge în extremist în momentul în care anulăm agricultura. Puțină lume știe că Guvernul României și-a luat angajamentul că până în 2026 nu vom mai avea agricultură în România. E, asta chiar trebuie să-mi explicați cum, unde și-au luat angajamentul. În fața Comisiei Europene. Exact cum a fost cu mineritul. De ce Ungaria? Asta e, da. Exact la fel a fost. De ce? Păi ia gândiți-vă România care a fost grânarul Europei. Da? Acum e Ucraina grânarul Europei. Numai că e modificat genetic, numai că are tot felul de substanțe. Și niște care... proprietari. Da? De și teren. Proprietari. Care de sunt teren. Americanii. Americanii dețin 80% din teritoriile, din terenurile agricole ale Ucrainei. Se știe foarte clar, acele multinaționale. De aceea există această discuție pe cerealele ucrainene. Păi, haideți să fim serioși. Tu, ca și politică, păi dacă aș fi fost eu în locul guvernului României, dar în locul lui Ciolacu, în primul rând mă duceam la Uniunea Europeană și făceam ce a făcut Victor Orban. Hello! Agricultura mea va exploda! Și vă veți lua grânele de la mine, nu din Ucraina. Altfel, nu mai trece niciun transport prin România. Vai că vă amendăm, vă sancționăm. Foarte bine, am drept de veto. Ce probleme aveți voi? Vreți să vă votez legea aia? Rezoluție? Directivă? Veto. S-a terminat. Asta face Victor Orban. Noi nu ne folosim dreptul de veto. Dreptul meu de a mă opune. Că lor le trebuie unanimitate. Pentru ce nu facem lucrul ăsta? Păi știți că de la protestele fermierilor s-a ajuns în acest moment la exact situația pe care le-o anunțam eu. Pentru că n-au știut să negocieze, n-au avut negociatori. Păi ce, te duci și stai 10 minute de vorbă cu un ministru când tu trebuia să chemi acolo reprezentantul Uniunii Europene care are sediu față-față cu Palatul Regal? De ce nu l-ai chemat? Era acolo. În primul rând trebuia să fie tot guvernul. Trebuia să fie prim-ministru, reprezentantul Uniunii Europene în România și să se pună în discuție, să se facă un draft, da, cu care să se meargă. Și ce a zis Ciolacu? Dar cum mă pot duce eu în fața la Ursulei când abia am hotărât ceva pentru agricultură și să mă duc să-i spun... Știi, doamna Ursula, eu acum am venit și schimb asta că îmi cer fermierii. Zice, dau dovadă de neseriozitate. A venit doamna Ursula la el. A fost interviu pe Antena 3. Deci nu-mi venea să cred ce spune un prim-ministru al României
la o televiziune mainstream, urmărită de un popor întreg. Păi cum poți să spui? Adică tu în fața unui conducător străin te simți neserios pentru că îți aperi interesele propriului popor, agricultura care dă de mâncare întregului popor? Păi fără pâine. Cum trăiește poporul ăsta? Asta în agricultură. Deci trebuie schimbate, atenția, acordurile și se poate pe model, pe modelul celorlalte țări. Și mai e ceva, cu tot respectul. Noi tratatul de aderare l-am semnat în calitate de stat independent și suveran. Conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, suntem toți egali în cadrul Uniunii Europene. Unde este egalitatea între România, Franța, Italia, Spania, Germania? Unde este? În programul economic, eu l-am mai citit, dar acum aveam întrebat pe dumneavoastră, la un moment dat spuneți ceva despre redobândirea pentru poporul român a resurselor naturale. Da. Care ar fi calea? Procedeul juridic acum, n-o să vi-l pot spune. Pentru că acum, pentru că acum avem fondul, cum se cheamă, proprietatea? Nu, fondul proprietatea e o joacă. Cu Templeton acolo. Cu Gittenstein, care da. I-a dat-o Băsescu ca să poată să îi se anuleze suspendarea. Deci, eu stau și mă întreb cum se poate să ajungem să ne redobândim o parte măcar. Prin lege și aplicarea legii. Suntem în România? Știți ce scrie în articolul 136 din Constituția României? Toate aceste bogății sunt proprietatea poporului român. Fac parte din domeniul public al statului și nu poate fi înstrăinat. Pot face doar obiectul concesiunii sau al închirierilor, dar atât, nimic mai mult. Dacă o să vă uitați, toate avem inclusiv contracte de vânzare a unor resurse. Toate acestea sunt lovite de nulitate absolută. Nulitate absolută, și atenție, din cauza articolului 136 din Constituție, care spune că nu poate fi, și mai e ceva. Toate privatizările sunt lovite de nulitate absolută și vă spun și de ce. Ele au fost făcute pe vânzarea, să zicem, o fabrică, da? Bun. Terenul nu putea să facă obiectul înstrăinării, vânzării. Terenul era al statului român. Ei când au vândut, au vândut fabrica, adică tot ceea ce era construit, da, pe suprafața terenului. Deși nu este menționat că terenul se vinde, când s-au dus la cartea funciară, au intabulat terenul ca și când ar fi fost vândut. Statul român are posibilitatea unei acțiuni prin care să-și recapete terenul înapoi. Atenție, există această posibilitate. Eu am făcut cu domnul profesor Amitoloae, domn profesor de constituțional, membru Sfatul Înțelepților, deja un plan prin care se pot recupera. Doi la mână, redevențele. Avem redevențe de 1,5%, 2%, 3%, 4%. Știți care este media redevențelor în lume? Spuneți. Între 20 și 40%. Există redevențe de 80%. Eu vreau să vă întreb ceva. Sunteți avocat, ați intrat în atâtea instanțe. Ați auzit de vreo cauză care să spună așa, măi tu, să nu dau nume, măi tu societate, ai luat o bogăție, să spunem petrol sau nu știu ce, în România, sau curent electric, transporturi, etc. Tu în contractul ăla te-ai obligat să faci niște investiții. Ați auzit de procese care să fie intentate de statul român, de autoritatea niciodată care... Niciodată statul român. Niciodată. De autoritatea care s-a ocupat de privatizare. Să nu. Spună, băi, hai să vedem și noi ce ai investit acolo. Nu. Asta ar fi o altă cale. Cred că vă referiți la OMV Petrom. Eu nu mă refer la cineva. Lăsați că am vorbit eu de OMV Petrom, de am înnebunit, am făcut și sesizări și mai departe. Uite, de exemplu, cazul Mintia. Știți că în Mintia am intrat în proces o doamnă care este o persoană fizică, a atacat contractul de privatizare și am intervenit la timp pentru că mai era o singură zi în care mai putea să plătească taxa de timbru, altfel se anula acțiunea. Și datorită acestei doamne, doamna Hoșman, am reușit să intru în acest dosar, am intrat ca persoană fizică,
senator, avocat, deci știți de câte o calitate, așa, președinte, Partidul SOS România și apoi ca și președinte al unei asociații. Deci 5 calități am în acest dosar. Dosar care a ajuns în momentul ăsta în apel. Evident că s-au întrerupt niște proceduri. Nici la acest moment nu ni s-a dat public contractul. Am reușit să vedem câteva pagini și vreau să vă spun că sunt toate lovite de nulitate absolută. Evident, datorită intervenției noastre, s-au cam oprit procedurile, pentru că știți cum e, nu-i normal ca Diana Joșoacă să fie cu ochii pe tine, că s-ar putea să te trezești cu un Într-una din maldăr cele cinci ipostaze. într-una din cele cinci ipostaze. În nicio ipostază nu-i bine să stai Diana Șoșoacă cu ochii pe tine. De exemplu, Câțu, i s-a ridicat imunitatea pentru vaccinurile respective. Este un dosar făcut de mine, dosar penal, împreună cu colegul meu de la Iași, avocatul Gheorghe Gabriel Căcescu, cu care lucrez toate aceste plângeri penale. Deci, nu că s-a autosesizat, nu s-a autosesizat nimeni. Lui Câțu, cred că i-am făcut 20 de plângeri penale. Și multora de acolo, chiar m-a întrebat unul de la PSD, ce e vreunul din noi care ți-a scăpat? Zic, mai sunteți câțiva, dar zic, sunteți pe listă. Zic, n-am eu timp necesar să vă fac tuturor. Zic, da, vă fac, nu e problemă. Le este frică de dosare penale, să știți. Le este frică pentru că unul la mână avocații le cer foarte mulți bani, ca să se plângeau. Băi, voi avocații ce? Zic, nu mă băga că eu nu sunt penalistă. Zic, da, foarte bine, zic, cât vă ia? Păi 10.000, 20.000 de Ca euro, să perfect. citească dosarul. Uneori îți ia și mai mult ca să citească dosarul și zic, da, zic, voi aveți justiția la mâna voastră. Zice, da, dar știi cât costă? Zice, plus că trebuie să stau și să pierd ore în șir să dau cu subsemnatul. Zice, nouă, nu ne plac dosarele penale. Și din momentul ăla i-am umplut. Vreau să vă rog ceva, să-mi spuneți dumneavoastră. Eu obișnuiesc să respect cuvântul dat. Mie mi s-a spus 45 de minute. Avem o audiență foarte bună. Dacă vreți, Dacă mai doriți, stau. Cu mare eu nu drag. vreau să stric programul. Deci noi putem să stăm. Auziți, până la urmă, sunt președintele partidului și sunt lider. Mai am și eu dreptul să mă impun. Acum, nu știu dacă la piatră ne-am să merge așa. O, cum A, să nu? ați intrat în Arseneland, adică nu Land, pardon. Da. E un domeniu foarte interesant acesta al retrocedărilor sau recuceririi bogățiilor naționale ale României. Pentru că acum așteptăm, mi spunea cineva, un coleg, băi, vineri vine nota de plată de la Roșia Montana. Ați auzit ceva? Acolo a fost o trădare de țară, și chiar aș fi vrut. Știți că doamna Ursula von der Leyen trebuia să vină în Parlamentul României la Congresul PPE, însă, având în vedere faptul că există o singură femeie din lume care a reușit să-i dea brânci lui Zelenski și să nu poată să. Și mă mândresc cu asta și credeți-mă, m-au felicitat toți oamenii politici din foarte multe țări. Și mi-au mulțumit că i-am răzbunat într-un fel. Au vrut să facă congresul în Parlament. Și au zis, băi, dacă află Șoșoacă, e Ursula aici, s-a dus naiba tot congresul nostru. Și atunci l-au făcut la Romexpo, unde au o pază și o protecție, credeți-mă, zici că ești în Israel, nu ești în România. Și a fost, și chiar mi-ar fi plăcut să o întreb pe doamna Ursula, dar poate totuși vine în Parlament, are curaj să vorbească. I-aș adresa întrebarea să ne spună și nouă de ce i-a cerut domnului Ciolacu și lui Klaus Werner Iohannis să renunțăm la apărarea din procesul Roșia Montană. I-a cerut ea. Da. I-au spus foarte clar să nu mai facă apărări și nu s-au făcut. Știți că a apărut și în presă. Apărarea este deficitară. Credeți-mă, dacă ar fi și cred, dacă nu ne vor fura foarte mult, că pot să preiau această putere, credeți-mă, ca jurist, ordine și disciplină aș face. Pentru că aici trebuie cineva să plătească. Dacă tu ești societate de avocatură și nu ai făcut toate diligențele necesare, eu te pot trage la răspundere Poți să-ți pierzi și licența. nu numai că îți pierzi licența, dar va trebui să mă despăgubești
la valoarea pierdută. Roșia montană nu are legătură doar cu aurul. Aurul e așa mizilic față de ce se află acolo. Sunt metale rare, metale care nu se găsesc, de exemplu, în nicio altă țară. Contractul cu ăștia, cu Gold Corporation, a fost făcut foarte interesant. S-a stipulat doar aurul. Că se scot toate aceste... Da, sunt cantități mici de alte metale, dar foarte importante. Nu sunt mici deloc. Tu când scoți afară din țară, conform contractului respectiv, scoți o imensitate, o cantitate imensă de piatră, da? O pui în mașinile respective. Noi nu mai avem acele cuptoare și acele fabrici care să separe metalele. Știți unde se află? În Ungaria și în Cehia. Tot transportul ăsta pleacă către Ungaria sau Cehia, în general se opresc în Ungaria. Ungaria câștigă foarte bine, da? E, ce fac? Se scoate aurul, se pune deoparte, iar... Da, mi se face semn cu sunetul. Ok. Iar ulterior... Păi nu, că am văzut. Ca să înțelegeți că este live și dar mi nu, se fac observații și... Știți că aici este o redacție în care ceilalți își fac treaba în timpul Am văzut, asta. Este ok. Deci da. Nu mă supăr, stați, eu nu sunt ca alții. Stați liniștit, eu știu, mă pliez. Dacă se supără ușa, la revedere, drum bun, da, redacția noastră, ușa voastră, da. Corect. Deci, acolo în acele mici uzine se separă și, atenție, ei plătesc redevență doar pentru aur. Nu e nimic stipulat acolo ce se întâmplă cu alte metale. Dacă se plătește redevență pe metalele alea, dacă ar trebui să rămână în România, dacă trebuie măsurate, nu! Este special făcut, se raportează doar la aur, se face o estimare, atenție, pe fiecare cantitate scoasă acolo, nici măcar nu se cântărește real. Eu am fost acolo și am vorbit cu experții de acolo și chiar am oprit vânzarea terenurilor, încercau să le ia efectiv ilegal. Am fost cu colega mea de atunci și fosta mea consilieră avocată Iulia Medeleanu de la Iași. Și am fost 2 ani la rând și am oprit într-un fel preluarea celorlalte sate din împrejurim, pentru că știți că Roșia Montană a fost preluat în patrimoniu UNESCO și atunci ce făceau? Preluau toate terenurile din jurul acestui patrimoniu UNESCO și pe dedesubt, prin niște tuneluri, ajungeau de fapt dedesubtul patrimoniului UNESCO de unde scoteau. Atenție foarte mare, da? Plus că erau foarte mulți oameni care voiau să-și vândă terenurile și am convins cât mai multă lume să nu o facă. Deci cu Roșia Montană este un aranjament între Guvernul României, Comisia Europeană, Consiliul Europei, pentru că de acolo se înfruptă foarte mulți și e vorba de multinaționale. Poate lumea se gândește, mamă, marile puteri. Nu marile puteri, marile puteri sunt multinaționalele. Am ajuns să fim toți în subordinea unor entități monstruoase economice, da, care au atât de mulți bani încât depășesc cu mult PIB-ul unei țări, inclusiv al unei mari puteri. Și atunci totul se exercită de către aceste multinaționale. Mă rog, impropriu spus multinaționale, sunt niște carteluri, nu știu cum să vă spun, grupuri, da? Eu le spun grupuri infracționale organizate de ordin din ăsta universal. Dar ele sunt atât de mari încât nu pot să percep cu gândirea și cu zerouri în coadă nenumărate. Deci nu cred că pot să denumești numărul respectiv. Aici e problema, interesele financiare și mai e ceva, puterea. Știți că problema omului este puterea. Coruperea, să nu te corupă puterea. De când am intrat în politică am câțiva prieteni cărora le mulțumesc din toată inima mea că mă sună în fiecare zi și îmi spun atenție la putere, atenție să nu te corupă puterea. Dom'le, n-am înțeles.
Prima oară n-am înțeles, mă gândeam că să nu vină vreunul cu vreo geantă de bani și să mă... Nu! Mă uitam, de exemplu, Câțu, da? Sau Orban, au fost prim-ministri, au făcut dezastru în țară. Dom'le, se considerau niște dumnezei. Acum nu mai sunt. Sunt undeva aruncați într-un colț, să vedeți că nici nu prea vin la ședințe, sunt lăsați în uitare, în anonimat, sunt jigniți de către colegilor, lui Câțu i s-a ridicat imunitatea, deci se întoarce cumva roata. Se vede că se simte extrem de prost. Dar atunci când ai puterea, exerciți niște atribuții ale puterii care îți conferă un fel de rol de Dumnezeu. Și nu mai poți să gândești decât în spectrul tău. Exact ce le spuneam eu, sunteți atât de sus încât nu vedeți ce este jos. Lupta pe care am dus-o cu mine a fost să rămân jos. Chiar dacă sunt sus din punct de vedere al unei funcții, sunt foarte sus. Aș putea să devin miliardară, în sute milionară în euro. Toate afacerile murdare se fac în Parlament de către parlamentari prin intermediul parlamentarilor. Credeți-mă ce vă spun, Parlamentul Aici României... Aici nu vă mai cer dovezi și vă cred. Nu, este, deci credeți-mă ce este acolo, am observat, dar de când sunt eu în Parlament își închid ușile cu cheia să nu cumva să mai intru peste ei. Pentru că i-am prins de multe ori. Cred că este și din punctul ăsta de vedere, nu numai corupere de putere, este și cel mai mare bordel din lume. Și mi-asum ceea ce spun. Am ajuns să știu și să, de exemplu, când se mai iau de mine și mă mai jignesc atacuri la persoană, mă uit la el și îi spun, tu vrei să spun cine este amanta ta și cu cine ai copii în Parlamentul ăsta? Și toată îi vezi cum se albesc, ne cerem scuze, Diana. Bravo, o atitudine deșteaptă. Păi, când, înainte de a pleca, lăsați-mi și mie lista cu parlamentarii de neamț. Mă abțin. Vreți să știți câți copii au? Nu. Asta cu copiii nu mă interesează. Dar poate găsim niște adrese bune. Știți, cam bancul acela. Da. Da, bun. Ne apropiem de final, mai avem 5 minute ca să facem o oră întreagă. Veți candida la Iași? Poate. Poate la București, poate la Neamț. Ce știu Vai, eu? Da, eu de-abia vă aștept. Adică n-am nicio problemă, de-abia aștept să fac o dezbatere cu dumneavoastră și cu ceilalți contracandidați. Voi candida acolo unde va fi cea mai mare nevoie de mine și... Am auzit în conferință că în Iași aveți peste 65%. Da, da. Și în București nu vă uitați după sondaje. O să vedem. În primul rând vreau să văd ordonanța de urgență care va fi dată cu privire la comasarea alegerilor. Pentru că până acum dacă n-a, va fost, rezista. N-a fost dată. Dacă va rezista. În primul rând, dacă va rezista în fața unui control de constituționalitate, pentru că din punctul meu de vedere nu poate rezista. Și am făcut o emisiune întreagă pe Facebook exact atunci cu decizia Curții Constituționale 51, care menționa foarte clar că nu pot fi comasate astfel de alegeri. O să vedem. Deocamdată să știți că și ei stau și atacă și tot ceea ce vedeți dumneavoastră, scandalul din jurul SOS România, a fost provocat de către putere special ca să scadă procentele SOS sau cel puțin să oprească creșterea, pentru că era o creștere fulminantă, mai ales procentele mele. Eu vreau să-i asigur pe oameni că nu ne vom lăsa și vom merge înainte și rog frumos să nu se mai uite stânga-dreapta, să măsoare totul după faptele noastre și să meargă înainte cu încredere. Vom izbândi, sunt sigură. E de ajuns, e prea multă suferință, prea multă durere. Ați văzut lacrimile oamenilor în sală? Credeți-mă, eu m-am întors din Italia... Ați semnat un document important. Am semnat acolo un protocol de colaborare, da, cu Italia Suverană. Este un partid naționalist din Italia și mai mult decât atât, în Italia am inițiat un proiect al SOS România, SOS Revoluția Europeană, și avem deja discuții în foarte multe țări cu partide naționaliste.
unele vechi, altele noi, care, mă rog, acum l-au anunțat pe președintele Partidului Italia Suverană, Andrea Caputo, care vine săptămâna viitoare în România, pentru a discuta mai departe cum vom duce proiectul. Este un proiect SOS România. SOS este semnalul de alarmă, da, salvarea, pentru că toată Europa și, de fapt, întreaga lume este în pericol de dezintegrarea națiunilor. Naționalism nu înseamnă extremism, să fii serioși. Naționalismul este o ideologie care a fost creată între secolele 18-20, prin care s-au clădit națiunile în lume. Deci de aici, de la a clădi o națiune, inclusiv națiunea română, națiunea franceză, națiunea germană și așa mai departe, și evident care au dus la crearea unor state în care trăim și acum, mă rog, noi un pic mai ciuntiți așa la granițe. Credeți-mă, asta nu înseamnă extremism. Asta înseamnă că te identifici cu un anumit areal geografic, cu o anumită tradiție, identitate, suflet, pentru că tot ceea ce este aici este cu totul altceva. Nu poți să identifici sufletul și iubirea pe care o regăsești și acele sentimente pe care le trăiești pe pământul României în altă țară. Nu ai cum. Eu am inițiat acest proiect, SOS Revoluția Europeană, și văd că se alătură foarte multe partide din foarte multe state, astfel încât să putem să salvăm întreaga Europă. Pentru că Uniunea Europeană, eu nu sunt o anti-Uniune Asta vreau să Europeană. întreb. În interiorul Uniunii Europene sau În cum? interiorul Europei. Uniunea Europeană nu înseamnă Europa. Uniunea Europeană ar trebui să redevină ce a fost la începuturi, acea uniune prin care să ajute să crească economic toate statele și să se ajungă cumva la un echilibru, pentru că era dezechilibrat, state foarte sărace, state în curs de dezvoltare și unele foarte bogate. Păi de acolo a ajunge să intervii, să-mi interzici creșterea de animale că poluează. Păi înseamnă că, iertați-mă, ești analfabet funcțional și ești incult total să nu știi Să-mi anatomie, biologie. exploatez minele. Apropo, la noi se închid minele, da? Iar în Germania se deschid altele noi și n-au avut tupeu să se atingă de minele lor. Polonia cu Ungaria au amenințat cu ieșirea din Uniunea Europeană dacă nu le prelungesc acel acord de închidere a minelor până în 2048. Iar Ungaria și Polonia au spus, după ce au semnat, mă rog, prelungirea termenului până în 2048. Și în 2048 vom mai prelungi, pentru că noi suntem state suverane, altfel vom discuta din punct de vedere al exitului din UE. Deci, atenție, sunt națiuni care luptă. Totuși, Ungaria e un stat mic, hai să fim serioși, și nu e bogat cât suntem noi, nici nu au ce au, nu ai nimic. Uitați-vă Austria. Da, este urmașa Imperiului austriac și austro-ungar, dar Austria nu are nimic altceva în afară de apă. Și totuși, este unul dintre cele mai bogate state pentru că își ia petrolul de la noi, nu? Când am intrat acum în Viena, când m-am întâlnit cu românii din Austria, domne, kilometri întregi de OMV. OMV-ul a fost o companie mică de 5.000 de angajați, care a înghițit Petromul, o companie, una dintre cele mai mari din lume, formată din 65.000 de angajați. Cum e posibil? Pe 600 Da, de au milioane. știut să angajeze un medic bun. Și o să vă spun după emisiune despre ce e vorba. Dacă au știut să angajeze un medic bun, au putut să ajungă acolo. Da, e dureros să știți, pentru că vorbeam și cu copiii mei și le-am arătat. Zic, uite, mamă, aici este bogăția României, aici e România, tot ce vedeți voi. Și le-am explicat. Mi-este cumplit, suntem țara cea mai bogată în resurse din Uniunea Europeană și din Europa, cu excepția Rusiei, care se întinde pe două continente. Nu pot să înțeleg cum această țară a încăput pe mâna unor astfel de oameni total nepregătiți, trădători ca trădători. Asta e, că avem o problemă în România cu trădarea. Dar nu sunt numai trădători, sunt oameni profesioniști, sunt oameni capabili, sunt oameni iubitori de țară, care s-au dat un pas înapoi,
Hai să fim serioși, că atunci când a existat un Adrian Păunescu în Parlamentul României, un Corneliu Vadim Tudor și o serie de profesioniști acolo, un Antonie Iorgovan, păi erau niște capacități. A existat la început un parlament foarte bun, dar... Un poet, pe cum Ioan Alexandru. Exact. Deci, cum e posibil să ajungem în asemenea stare? Cum tu, parlamentar, să mă întrebi pe mine, să-mi adresez mereu aceeași întrebare, dar tu chiar citești toate legile? Dar de ce ai venit în Parlament? Nu să le citești? Nu să-ți expui un punct de vedere? Sau, Diana, tu ai citit legile pe ziua de azi? Da. Să ne zici și nouă unde e mai grav să votăm împotrivă. Posibil așa ceva? Din păcate, trebuie să ne oprim aici, doamna Diana. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să știți că ați fost urmărită. Ați fost urmărită, chiar foarte urmărită. Dacă mai veniți prin Neamț, cu mare drag. Sediul e aproape, noi suntem vă aproape. Mulțumesc. Și vă spun la mulți ani pentru ziua de mâine. Mulțumesc din suflet. Și eu vreau să le spun tuturor femeilor din România la mulți ani. Să fiți sănătoase, să fiți curajoase, să fiți mândre că sunteți femei și mai ales că sunteți românce. Este o onoare să fii purtătoarea matricei poporului român. Pentru că femeia este cea care dă naștere. Și rog frumos pe bărbați să fie ei stâlpul casei și să înțeleagă un lucru, să respecte și să iubească femeia, să nu o josească, să nu o insulte. Nu suntem chiar atât de firave să vă purtați ca un bibelou cu noi, dar respectați-ne, pentru că degeaba sunteți stâlpul casei dacă nu aveți femeia, pentru că femeia este casa. Mulțumesc pentru participare. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Eu îmi cer scuze, puteam să mai stăm, dar există un program și tot primesc mesaje, chiar dacă sunteți șefa partidului. Așa. Am și eu și în partid. Cei de aici mă știu, dar am spus că respect o am înțeles că trebuie regulă să plecăm într-o localitate. Vă mulțumesc. Asta a fost, vă mai așteptăm când o să mai veniți. Candidați la Piatra Neamț, îmi spuneți și mie, ca să știu cum mă pregătesc. Dacă nu voi candida eu, credeți-mă, vor candida oameni care vor fi pe vom de calibru meu. Vom da o știre cu cei care au fost. Da. Asta a fost, oameni buni. La revedere, numai bine. Doamne și ajută. Ne scuzați. Eu m-am așteptat să pice site-ul, dar n-a picat încă. Pică asta după. Nu pică. Numai bine. Sănătate. Doamne ajută.